urare să fiți pe vecie sub steaua seacră de la Betlehem. Iar Crăciunul să fie unul sfânt sub semnul acestei cruci, care în semn de respect mi-am pus-o drebroșă. Vă mulțumesc că sunteți aici în această seară magică și împreună vom sărbători ajunul Crăciunului. După cum bine știți, onorat public, v-am pregătit o istorie levantină în premieră, care se potrivește cu sărbătoarea Crăciunului. Și cu cine oare? Cu Ana Margiolița Ghica, care va coborî de pe o stampă în această seară la mesele voastre veșnic întinse și vă va spune că ea este acea cucoană care a învârtit Moldova și Stambulul pe ambele părți. Gheorghe Sion scria despre dânsa că toate grațiile mitologiei s-au strâns în jurul dumneaei. Figură, talie, spirit, toate grațiile erau la coana Margiolița, care în fiecare Crăciun, am să vă spun mai târziu de ce, împodobea doi pomi. Unul în casă și un alt braț în curte, un braț înalt, frumos. Toți servitorii înceaune cu păcură, ardeau păcliile și copiii sărmani și ceilalți veneau la coana Margiolița în față să primească turtă dulce, guluf, să primească mai ales oranjade din naramză și mustul, care era oprit din fierbere de cu toamnă în pivnițele reci și adânci. Erau petăvi mari de alamă, se numeau tablale, tipsii, sinii, se aduceau și acele babe îndulcite cu zahăr mult și nucă, care noi zicem astăzi savarine. Fel și fel de prăjituri. Toată lumea și iată de Crăciun vine la coana Margiolița, care are povestea ei aproape singulară în istoria neamului românesc. Se zice că după ce poetul Alexandru Bel Liman s-a înamorat fără să mai aibă cărare de ieșire, l-a părăsit, a plecat la Stambul și acolo s-a logodit cu fiul domnitorului Sturza, care era zălog. Așa era tatina pe vremea aceea. Dar până și sultanul Mahomed al II-lea, când a văzut-o pe drumurile Stambulului, mult s-a mirat și se zice în taină că ar fi chemat-o și au stat de vorbă câteva oameni, numai dânsii, singuri. Dar vedeți că vremurile se schimbă, a început războiul dintre Imperiul Otoman și Muscal, Rusia avea ce avea cu Imperiul Otoman, și iată că coana Margiolița se întoarnă de grabă înapoi la ieșii noștri melancolici, unde avea și castelul, mai târziu, toate casele boierești, până să vină regele Carol, aveau brazna, numai boierii, că de acest mof franțuzit nu era la îndemâna oricui. Mă opresc aici, povestea va continua. Mulțumesc!